Bun găsit! Vă invit să vizionăm împreună tutorialul educațional Microsoft Teams versiunea Windows. Descărcare, logare, prezentare generală taburi și aplicații de bază Teams. Mai întâi deschidem browserul și vom căuta Microsoft Teams. Dăm click pe Descărcați aplicația pentru desktop. Dăm click Descărcați și apăsăm Descărcați Teams. În momentul acesta Teams se descarcă. Dăm click după ce l-am descărcat și avem iconița pe desktopul device-ului. Apăsăm Microsoft Teams pe iconiță Microsoft Teams alături de Google Classroom sunt cele mai folosite și utile platforme pentru școala online. Apăsăm Sign In, scriem adresa de e-mail. Și acum introducem parola și dăm din nou înainte. Și acum conectare doar la această aplicație. Microsoft Teams face parte din suita Office 365 pentru educație. Haideți să vedem acum împreună taburile de pe Microsoft Teams. Avem activitatea, aici vedem toate notificările, apoi avem următorul tab este de chat, aici vedem cu cine am discutat, urmează Teams sau echipele, pentru școală se numesc clasele, următorul tab este assignments sau sarcini, ce sarcini am avut de realizat pe Microsoft Teams. Urmează apoi calendarul, urmează apoi telefoanele, putem să sunăm și avem documentele, files. Pe trei puncte, dacă dăm click, aici avem mai multe aplicații. Pentru a vedea câți elevi au participat la oră, este cel mai util Insights. Apoi avem EduClass Notebook, Approvals, EduStaff Notebook, OneNote, Shifts, Stream. Avem mai multe aplicații. Și dăm în partea stângă sus pe echipe. Ne apar toate echipele din care facem parte. Vom crea o nouă echipă. Dăm click pe alăturați-vă sau creați o echipă nouă și dăm creați o echipă. Facem o echipă de tip clasă. Îi dăm un nume, de exemplu clasa A 5-a. Descrierea este opțională, nu mai adăugăm nimic și dăm înainte. Acum adăugăm persoane la clasa a 5-a dacă dorim, dar dăm ignorați. Bun. Fiecare echipă după ce a fost creată are un canal general. Și luăm din partea dreaptă. Avem aici întâlnire. Aici dacă dorim putem să începem videoconferința, dar aceasta va face subiectul unui nou tutorial. Apoi avem faptul că echipa
și conținutul canalului este accesibil numai pentru membrii echipei. Avem apoi note. Avem teme. Avem Black Notes școlar. Avem fișiere. La noi este gol deoarece nu avem niciun fișier. Și avem postări. Aici la postări pornim o conversație nouă. Da? Sau putem să încărcăm materiale de curs sau să configurăm Black Notes-ul școlar. Conversație nouă. Și aici avem mai multe posibilități. Avem posibilitate să formatăm. De exemplu, tema este pentru mâine. Și subliniem. Nu uitați de ea. Și dăm pe săgetuță trimite. Și ceea ce am postat noi a apărut aici. Apăsăm din nou conversație nouă să vedem ce mai putem încărca. Putem să postăm emoji, putem să postăm GIF-uri, putem să postăm stream, link la o videoconferință, putem să adăugăm laudă. De exemplu, dacă dăm click pe laudă, putem să ne lăudăm anumiți elevi care au fost fie creativi, fie au avut curaj, fie sunt optimiști, fie au calități de lider și așa mai departe. Pe a doua, dacă dăm click, avem posibilitatea să atașăm. Să vedem acum ce putem noi atașa. Putem atașa din OneDrive sau să încărcăm din computerul nostru. Haideți să vedem ce putem să încărcăm din computerul nostru. În primul rând, putem să postăm din computerul nostru, să postăm o fotografie. Dăm click pe fotografie, dăm deschidere și fotografia este încărcată în general materiale de curs. Și dăm încărcați fișierul. Și după cum puteți vedea, fotografia este acum încărcată în streamul clasa a 5-a. Dăm din nou pe atașați. Dăm din nou doresc să se încarce din computerul meu și mai putem încărca acum ce? O să încărcăm un filmuleț. Dăm deschidere. Îl încărcăm tot în materiale de curs și dăm încărcați. După ce am încărcat, apăsăm pe săgetuță unde scrie trimiteți. Așteptăm puțin să se încarce și filmulețul împreună cu imaginea și dăm trimiteți. Și după cum puteți vedea, atât imaginea cât și filmulețul au fost încărcate. Haideți să vedem ce mai putem încărca. Tot din computerul nostru putem încărca prezentări PowerPoint. Dăm materiale de curs, încărcați fișierul,
dăm săgetuță și trimiteți. După cum puteți vedea, PowerPoint-ul nostru a fost încărcat ca și comentariu la postarea inițială. Dar dacă dăm conversație nouă, putem să încărcăm, după cum puteți vedea imediat, și documente Word. În materiale de curs, încărcați fișierul, și după cum puteți vedea, documentul Word se încarcă și este postat pe stream-ul general al canalului clasa a 5-a. Deci putem încărca, după cum am văzut, ce? Mai multe. Da? Putem încărca imagini, filmulețe, PowerPoint-uri, documente Word. Și aici avem și mai multe aplicații, dacă dăm click pe trei puncte de jos. Iar toate acestea care le-am încărcat, le putem vedea aici la fișiere. Fișiere, materiale de curs, da? Și aici ne apar cele care le-am postat noi.